Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și binecuvântat să fii și dumneavoastră. Amin. Mi-am adus aminte de o împrejurare când am fost la Sibiu, la sala polivalentă cu Cireșani, la evangelizare și o sală de vreo 2000 de oameni, la sfârșit a venit o bătrânică și a zis, Maică, zice, eu de azi dimineață, de pe la ora 5, m-am trezit, că m-am gândit, zice ea, că vă fi foame și voi aici unde sunteți nu vă dă nimeni de mâncare. Și zice, eu v-am copt o pâine. Și ne-a adus o pâine de vreo 7 kg, mare, frumoasă. Am luat pâinea aceea, ne-am dus unde eram încărcați, am pus-o pe masă. Și știți ce s-a întâmplat? Mai niciun dintre noi nu avea curajul să o rupă. Era așa de frumoasă pâinea aceea, pentru că era ceva sfânt în dragostea acestei femei și am înțeles lucrul ăsta. Iubiții Domnului, aș dori toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze în această după amiază orice inimă care e flămândă. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze orice inimă care este însetată. Amin. Pentru că Dumnezeu a zis, El este pâinea care s-a coborât din cer. Amin. Aș dori toată inima să ascultească câteva cuvinte din Cartea Sfântă. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigări de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de Tine în așternutul meu și când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopții. Căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine, dreapta Ta mă sprijinește. Simțiți-vă voi la fel? Bunătatea Domnului prețuiește mai mult decât orice. Amin. Există un cântec inspirat din acest psalm, știți, da? Unde a fugit timpul de la urmă? Sfărânt. Sunteți aici, haideți înapoi să cântăm Domnul. Pentru că trebuie să mai facem o lucrare în seara asta, asta pe care a fost anunțată, dar nu știu de ce n-ați făcut. Deci eu un program, n-am făcut comentarii. Deci trebuie să strângem darul de bunăvoie. Și dar lucrul ăsta. N-am uitat. Să ne închinăm Domnului în această seară. Poate că stai pe portofel, deci să ridici ca să nu cumva să stai pe portofel, ridică-te ca să... Haide să ne ridicăm. Stăm înaintea Domnului ridicat să cântăm această cântare, liber să n-apese trupul ăsta pe plănuri, să cântăm cu toată inima. Vă las și timp să vă uitați. De fapt, nu vă uitați în portofel. Și nici nu vă uitați în buzunar. Băgați mâna și ce acolo dați. Dar nu mai calculați că nici Dumnezeu nu-i contabil. Dumnezeu dă cu mână în apă. Slăviți să fie Dumnezeu. Aș vrea să cântăm acest cântec și să stăm înaintea lui Dumnezeu închinându-ne și bucurându-ne și în același timp onorându-L pe Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne-a hrănit. Spunea seara asta Cornel despre cineva care a zis merită să-ți dai viața pentru Iisus Hristos. Deci vreau să vă spun un lucru, dragii mei. E mai mare curajul decât să mor pentru Hristos să trăiești în lumea. E mai mare curajul să trăiești în lumea aceasta ciudată și în fiecare clipă să-L alegi pe El. Deodată mă gândesc că e ușor să mor, deși nu știu dacă aș face așa ușor. Dar mai curajos este să trăiești, așa e? Dumnezeului nostru să ne închinăm, pe El să-L binecuvântăm și să spunem, trăiască Domnul! Amin! Trezitul vasă! Amin! Amin, ajută-ne, Doamne! Duhul Sfânt să binecuvânteze sufletul nostru! Ce mare ești Tu, ce mare e mila Ta, ce mare e tot ce faci Tu pentru mine, ce mare ești Tu, ce mare.
Dar va veni, Doamne, Dumnezeu meu, o zi când vom cunoaște totul de plin. Și în așteptarea acelei zile, Doamne, am venit în această seară să ne apropiem mai mult de Tine. Am venit în această seară, Doamne, să întărești și să slabă noi, să îndrepți ce nu-i bun, să ne binecuvântezi, să ne umple cu puteri sfinte, Doamne. Că nu putem divini pe pământul acesta de unii singuri. Am învățat lecția aceasta, Doamne, că nu le putem vizui pe noi și nici pe intențiile noastre bune. Și am învățat că cine se sprijinește pe Tine va rămâne în picioare. De aceea te rog, binecuvântează-ne în această după-amiază. Binecuvântează-ne, Doamne, mic și mare, tine și bătrân, copii. Și ajută-ne în această seară, Doamne, Dumnezeul nostru, să putem să ne lipim mai mult de Tine. Ajută-ne să ne apropiem de Tine prin credință, Doamne, și binecuvântează ochii noștri să Te vadă, urechile noastre să aude, mintea noastră să priceapă și inima noastră să Te simtă. Și apoi urnește, Doamne Dumnezeu, picioarele noastre pe cărarea neprihănirii, Doamne, și du-ne, Doamne Dumnezeul meu, către ținta religării în Hristos Iisus Domnul. Te rugăm în această seară, ridică de la noi, Doamne, oboseala firească a trupului nostru. Te rog în această seară, înviorează, Doamne, Duhul nostru. Te rog în această seară, Doamne, Dumnezeu meu, scapă-ne de preocupările mărunte, Doamne, și ajută-ne, Dumnezeu, tu cât mai stăm în casa Ta de rugăciune, să fim un timp câștigat și onorat, Doamne, Dumnezeu meu, pentru că este casa Ta, pentru că este locașul Tău cel Sfânt. Doamne Dumnezeu nostru, sunt oameni care au venit cu întrebări în această seară. Doamne Dumnezeu nostru, la întrebările lor, le-a dat și ale mele, Doamne. Cu fiecare zi a vieții pe care o trăiesc, Doamne, mai multe întrebări am decât răspunsuri. Dar știu, Doamne Dumnezeul meu, că dincolo de răspunsuri există un răspuns. Și acest răspuns este Iisus Hristos, Domnul. Îți mulțumesc pentru acest răspuns.
Îți mulțumesc pentru mântuirea urzită într-un Fiul Tău, Hristos Domnul, binecuvântat să fie numele Tău. Apleacă-ne inimile această seară spre Tine, orientează-ne ochii spre cerul Tău, desnipește-ne de țărâna aceasta, Doamne, care ne trage în fiecare zi. Dă-ne harul, Doamne, Dumnezeu meu, să ne uităm spre cele sfinte, glorie și slavă și mărire numele Tău, cobori aici, în mijlocul nostru, lasă Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să ne tragă spre Tine, lasă un delemul Tău. Sunt oameni care au nevoie de vindecare, Tu ești Dumnezeu care cu un simplu cuvânt vindeci. Ești Dumnezeu care știi, Doamne, Dumnezeu meu, gemetele noastre, Doamne, știi, Doamne, vaitele noastre, știi, Doamne, Dumnezeu meu, când stăm în tăcere, nebăgați în seama, nevăzuți de nimeni și plângem cu lacrimi amare. O, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu toate știi. De aceea te rog în această seară, vindecă. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, unde sunt relații vătămate, acolo unde sunt, Doamne Dumnezeul meu, soți numai pe certificatul de căsătorie, Doamne, dar ei nu mai sunt soți, Doamne, într-o dragoste adăluită de Tine, te rog, repară! Amin. Te rog în această seară, Dumnezeul slavei, pentru cei tineri, Doamne, care sunt ținta predilectă a celui rău, te rog în această seară, Doamne, fii pentru ei magnet și atrage-i la Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Te rog, sfințește, Doamne, ochilor, mintea lor, buzele lor, inima lor și te rog, Doamne, Dumnezeul slavei, ia-mă și pe mine în mâna Ta. Eu sunt doar țărână, Doamne, dar o țărână însuflețită de Tine. De aceea te rog, folosește cum crezi Tu, Doamne. Folosește în această seară ce crezi Tu, Doamne. Dar lasă cuvânt, lasă harul Tău. Îți mulțumesc, Doamne. Și cu toții vom zice, Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Slăvit să fie Iisus. Amin. Iubiții Domnului, deschidem Cartea Sfântă din nou în această seară. Haideți să o deschidem la Evanghelia după Luca, la capitolul 23. Și vom citi începând cu versetul 35, 1022, pagina în Biblie, iar pe Teofil pe undeva acolo. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul alesului Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi vedeau oțet și ziceau, dacă ești Tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra Lui era scris cu zlobe grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești Tu Hristosul, mântuiește-te pe Tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi Tu de Dumnezeu, Tu care ești sub aceeași osângă, pentru noi este drept căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegele noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Amin. Rog să te faci locul. Spuneam într-una dintre serile trecute că binecuvântez faptul că pe drumul spre cruce femeile care l-au însoțit pe Domnul Iisus Hristos
o parte dintre ele au plâns. Pentru că în plânsul lor, parcă mă simt un pic mai mult om. Atunci când am văzut batjocurile și nebunia omului, pentru că oștenii n-au primit porunca să-și bată joc de Iisus. Coroana de spini care au pus-o pe frunte, haina cu care l-au îmbrăcat, trestia cu care l-au lovit în cap și jocul de-a baba oarba a fost nebunia sufletului lor într-un cap de cerul. Niciodată nu ne-a spus Pilat mai mult decât biciuiții. Batjocura aceea reprezenta întunericul sufletului omenesc. Am mulțumit lui Dumnezeu când pe drumul spre cruce am găsit o fărâmă de umanitate. Nu spun o fărâmă de sfințenie sau de creștinism, spun o fărâmă de umanitate. Și am binecuvântat pe Dumnezeu pentru Simon din Cirene. Pentru că Simon din Cirene la un moment dat va lua în spate un om de culoare, un om venit să se închine la Ierusalim. A luat în spate crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că el nu a mai putut să o ducă. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos n-a mai avut crucea în spate, a putut să se uite de jur împrejur. Și uitându-se de jur împrejur, avea să zică femeilor, nu mă plângeți pe mine. Căci dacă aceste lucruri îl fac copacului verde, ce va fi cu cel uscat? Nu mă plângeți pe mine, că eu mă duc spre cele ce au fost rânduite. Nu mă plângeți pe mine, pentru că nu e un sfârșit de cale, dincolo de care să plângeți. Plângeți pe ai voștri care ajung la capătul drumului și pleacă nemântuiți în cer. Plângeți-vă pe voi înșivă, că ați ajutat 40 și 50 de ani și 60 de ani și tot nu v-ați lăsat de rele. Plângeți-vă pe voi că an după an promiteți Domnului pe 31 că vă lăsați de lucrurile care vă întristează pe voi și pe Domnul și încă n-ați făcut lucrul acesta. Nu mă plângeți pe mine, pentru că eu sunt biruitor. Plângeți-vă pe voi și înfrângerile voastre. Plângeți-vă pe voi și slăbiciunile vieții voastre. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru Simon, că a ridicat crucea Domnului Iisus și mi-a lăsat aceste cuvinte, dincolo de care conștiința mea să se trezească dacă este adormită. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu din cer, că pe pământul acesta a lăsat biserica, locul unde pot să vin și pentru două ceasuri să las poverile vieții mele la crucea Domnului Iisus, ca eliberat de gânduri și de frică, să pot privi spre cer și să primesc din partea Duhului Sfânt îndemnul care îl vrea Dumnezeu. Mulțumesc Domnului că în fiecare săptămână și de mai multe ori în săptămână Dumnezeu a rânduit slujbe sfinte în casa Lui, pentru ca noi despovărați de poverile noastre să ne amintim că am fost rânduiți să trăim, nu ca să moștenim pământul, ci am fost rânduiți să moștenim cerul lui Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai adus la biserică într-o amiază aceasta și vreau să las povara mea la picioarele tale și să-mi îndrept privirea spre cer, că parcă prea m-am plecat de spate sub poverile acestui pământ. Binecuvântat să fie Iisus, Domnul. Binecuvântată să fie stânca mântuirii noastre. Binecuvântat să fie El, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, care a spus, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. N-a lăsat Dumnezeu pe pământul acesta nimic mai bun. M-au întrebat oamenii și acum, săptămâna trecută, a venit la mine cineva printr-un interpus și a zis, neapărat, zice, să candidez pentru Parlamentul României. Deci atât de mulți oameni doresc ca tu să candidezi la Parlament și te vom susține, vom face tot ce ne stă în putință și ai să vezi, zice, că o să fii în Parlament, o să fii deputat cu siguranță. M-am uitat cu mine la ei și ne-am spus, oameni buni, m-ai învrednicit Dumnezeul Cerului să fiu în cea mai frumoasă lucrare numită biserică. Dacă de pe platforma bisericii nu vom avea impact în lumea aceasta, cum să se întâmple lucrul acesta printr-o organizație omenească a unui partid politic? Aici, în biserica lui Dumnezeu, sunt mădular. Aici este puterea Duhului Sfânt și a Cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă există vreo șansă schimbării, aceasta este numele lui Iisus Hristos în și prin biserică. Slăvit să fie Domnul. Cred în toată tăria și știu că Dumnezeu m-a adus în cel mai bun loc de sub soare. Îs bucuros și recunoscător că sunt și o parte din biserica Domnului Iisus Hristos. O, frații mei și surorile mele, împovărați și împovărată,
De multe ori, datorită poverilor neatenți în raportul cu Domnul, uneori poate datorită oboselii, neglijenți, alte ori din pricina obișnuinței și a slăbiciunilor din programul nostru, plictisiți. Spunea Sfântul Apostol Pavel, și cine se poate asemui cu el, ca unei stârpituri mi s-a arătat în cele din urmă Domnul și mie și m-a făcut părtaș acestei lucrări mari numită biserică și era recunoscător că e biserica Domnului Iisus Hristos. Și eu mă iartă, Doamne, pentru puținătatea inimii mele, mă iartă pentru micinea credinței mele, mă iartă, Doamne, pentru nepăsare și, Doamne, iartă și pe slujitori că ne adorm. Iartă și pe cântăreți că uneori cântă fără focul lui Iisus. Dar și voi și noi să fim iertați, pentru că nu ne rugăm unii pentru alții, că dacă ne-am rugat unii pentru alții, ar fi foc și acolo, ar fi foc și aici. Amin. Să credeți lucrul ăsta. Amin. Avem ce merităm să avem. Și avem când ne-am îngrijit să avem. Pentru că Dumnezeu nostru dă cu mâna largă, fără să-i pară rău. Iubiți Domnului, poate că dumneavoastră ați auzit deseori despre tâlharul de pe cruce care s-a mântuit. Și nu cred că e om să nu știe povestea aceasta extraordinară. Dar poate că ceea ce noi n-am vorbit până acum sau nu mi s-a spus este că la mântuire n-a fost doar un tâlhar candidat. Propriu-zis, la mântuire au fost doi candidați. Pentru că ambii tâlhari au cerut să fie mântuiți. N-a cerut numai un tâlhar să fie mântuit. Și dacă dumneavoastră veți băga de seamă textul Bibliei pe care am citit, veți vedea că în versetul 39 în final spune: mântuiește-ne pe noi. Mântuiește-ne pe noi. Și acesta este un plural. Asta o spunea încă tâlharul acela care îl batjocorea pe Domnul Iisus Hristos. Realitatea este, prieteni, că eu n-am găsit încă om, poate cu mici excepții și de obicei datorită fanfaronarii și a spiritului de frondă, eu n-am văzut pe nimeni pe pământul acesta să-mi zică: ai vrea să fii mântuit? Și el să-mi spună: nu vreau să fiu mântuit. Să-l întreb: ai vrea să te duci la Dumnezeu? Și el să spună: nu vreau să mă duc la Dumnezeu. Nu e om pe pământul acesta care să nu voiască să fie mântuit, credeți? Cei mai mulți, dacă nu aproape toți, dorim să mergem la Dumnezeu și totuși nu vom ajunge toți. Pentru că Biblia spune că doi tâlhari, și aici este poate lucrul de cel mai însemnat al acestei serii. Doi oameni aveau aceeași dorință, doi oameni erau în aceeași situație. Doi oameni care aveau același statut social, amândoi tâlhari, amândoi primiseră aceeași osândă și stăteau sub aceeași osândă, amândoi erau străpunși în mâini și în picioare cu aceeași suferință fizică, amândoi erau la aceeași distanță de Iisus Hristos, nu erau numai departe de Iisus Hristos, ci unul era de-a stânga și unul era de-a dreapta, amândoi stăteau în fața aceiași oameni de jur împrejur, amândoi au avut aceeași dorință și totuși trebuie să spunem, unul s-a dus la Dumnezeu și unul nu s-a dus la Dumnezeu. Nu-i totul pe pământul acesta să vii la biserică. Nu-i totul să asculți predici. Nu-i totul să stai în preajma lui Dumnezeu. Nu-i totul să știi Biblia. Nu-i totul să citești, ci nu-i totul să cânti. Trebuie ceva mai mult să faci. Pentru că putem fi la aceeași distanță de Hristos și să credeți. Vă rog să primiți acest gând pe care îl spun cu cutremur sufletesc. Au fost oameni și m-am dus la mormântarea unora dintre frații și surorile din anumite locuri, mai ales din biserică, și când am stat la căpătuiul lor și am vrut să spun: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște în pășun verzi și mă duce în ape de odihnă, mi-a trecut prin inimă un gând. Știu că fratele acesta, cel puțin în ultimii 2 sau 3 ani, nu s-a îngrijit prea mult de sufletul lui. Nu l-am văzut la biserică. Am auzit că se ceartă cu soția și în timp ce stăteam la căpătuiul, mă întrebam: un fior sufletesc, o fi ajuns în rană, pentru costar. Dar atunci când stai în sicriu, nu mai contează că ești pentru costar. Când te ajungi la Dumnezeu, va conta cum ai trăit. Nu-i totul dorința. Vreau să mă duc în rai. De ce nu vrea? Vreau să duc la Dumnezeu. De ce nu vrea? Nu-i totul să vrei pe pământul acesta. Nu-i totul să-ți dorești, trebuie să faci ceva mai mult. Două destine diferite. Măcar că amândoi și-au dorit același lucru. Mântuiește-ne pe noi, zice. Ambii tâlhari zic: mântuiește-ne pe noi. Și nu s-au dus. Unul la Dumnezeu și unul nu. Două destine diferite. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, crucea a adunat și crucea a separat. Unul la stânga și s-a tot dus. Unul la dreapta s-a dus. Unul s-a dus la Dumnezeu acasă. Altul nu s-a dus la Dumnezeu acasă. S-a dus în iad. Că acesta este adevărul.
Crucea ne adună și crucea ne separă. Pentru că atunci când venim în biserică, noi suntem într-un fel împreună și într-un fel separați. Pentru că Dumnezeu se uită la noi și spune și face o judecată. În împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va avea doar oi. Dumnezeu spune, de o parte vor fi oile și vor merge într-o direcție. Și cealaltă parte vor fi caprele. Dar vreau să știți, dragii mei, că nu ne-am născut capre. Noi devenim capre. Ne-am născut din Dumnezeu. Și toți suntem făptura mâinilor Lui. Dar alegerea noastră, până la urmă, ne trimite într-o direcție sau într-o altă. Om am născut și eu. Om te-ai născut și tu. Dar cum vei trăi pe acest pământ depinde. De ce oare, deși amândoi au avut aceeași cerință? De ce oare, deși amândoi au avut același țel al inimii lor? Unul s-a dus în rai și unul nu. Și în această seară, în câteva puncte, aș vrea să vă spun despre lucrul acesta. Te interesează? Frate, soră, prieten, te interesează? Vreți să spun această seară un termometru? Oameni buni, uitați-vă la mine. Vă rog să nu vă asumați, să nu vă prezumați ideea că voi sunteți mântuiți. Pentru că aș vrea să vă spun un singur lucru. Da, sunt mântuit. Mântuirea are două aspecte esențiale. Una se numește iertarea de păcate. Și a făcut-o Iisus Hristos în dreptul meu. Sunt mântuit în sensul că sunt iertat de păcatele mele. Dar mântuirea mai are un aspect. Și Biblia spuneți, duceți mântuirea voastră până la capăt. Duceți! E ceva ce ține de voi. Până la capăt, cu frică și cu tremur. De ce? Pentru că Biblia spune, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Urmăriți pacea și sfințirea. Pacea în relația cu semenii. Sfințirea în relația cu Dumnezeu. Biblia spune, iubiții Domnului, că pe lucrul acesta noi ne separăm. Venim aici și avem dorințe comune. Dar nu întotdeauna noi vom merge în direcții similare, într-o direcție similară. Și haideți să vedem în această seară la cuvântul lui Dumnezeu care spune așa. Și primul punct asupra căruia vreau să vorbesc în această seară. De ce oare, Doamne, dacă noi avem dorințe comune? De ce oare, Doamne, dacă noi împărtășim același locaș? De ce oare, Doamne, dacă noi cântăm în ori aceleași cântări? De ce oare, Doamne, dacă noi deschidem aceeași Biblie? Nu toți vom merge la Dumnezeu. Primul punct pe care vreau să vi-l spun e că sunt unii care, deși vorbesc, ei niciodată nu iau aminte la ceea ce se spune. Întotdeauna ceea ce va despărți pe om pe pământul acesta și ne va separa este că unii ascultă și apoi vorbesc, iar nu mai vorbesc fără să asculte niciodată. Domnul Iisus Hristos, când a ajuns la cruce, a spus un cuvânt extraordinar și a spus, Tată, iartă-i! Căci nu știu ce fac. Și Domnul Iisus Hristos a vorbit. Când a început să vorbească tâlharul și a deschis gura, a vorbit, dar el n-a ascultat ce a spus Domnul Iisus Hristos. Celălalt a ascultat ce a spus Domnul Iisus Hristos. Întotdeauna când asculti ceea ce spune Domnul Iisus Hristos și după ce asculti ce spune Domnul Iisus Hristos, vorbești, vei vorbi altfel decât atunci când tu n-asculti. Atât de mulți oameni își dau cu părerea și vorbești și spun, nu mă duc dumne la biserică, ci să caut eu la biserică. De ce așa aveau nevoie de biserică? La biserică sunt oameni care încerc una și încerc alta. De ce să fac eu pasul acesta? Pentru că dacă fac pasul acesta, eu ruinesc tinerețea. Eu nu mai pot să fac una, nu mai pot să fac alta. Și oamenii se învață unii pe alții cu asemenea cuvinte. Eu nu mă duc să fac lucrul acesta, pentru că lucrul acesta nu e bun. Dar niciodată n-am încercat, niciodată n-am ascultat cu adevărat, totdeauna ne-am luat unii după alții. Pe pământul acesta, dragii mei, cei mai mulți dintre noi nu vom vedea pe Dumnezeu, pentru că vorbim înainte ca El să vorbească. Vorbim ce nu știm, ci vorbim ce nu cunoaștem. Și vorbim despre lucruri care nu le-am înțeles niciodată în viața noastră. Am fost întotdeauna învățat de-a lungul timpului. Că atunci când e vorba de Dumnezeu, atunci când e vorba de biserică, nu mă bătrânii merg la biserică, cei care m-au puțin și mor. Numai bolnavi merg la biserică, nu am nici slabi merg la biserică, numai cei care sunt necăjiți și nu au bani merg la biserică. Eu vă spun un lucru, orice suflet pământesc are nevoie de Dumnezeu. Amin. Și aceasta este una dintre minciunile celui rău. Nu știm Scriptura, nu deschidem Scriptura. Cei mai mulți oameni se vor pierde, pentru că părerile lor sunt formate pe baza unor cuvinte auzite de la moș, strămoș, bunică, bunic, vecin, prieteni și niciodată nu au deschis Scriptura. Dumnezeul nostru este un far călăuzitor. Dumnezeul nostru este o lumină și lumina Lui a răsărit și lumina Lui poartă numele Iisus Hristos. Dar lumina aceasta ni se arată nouă prin Scriptură. Scriptura este îndreptarea unor învățături sănătoase. Niciun om nu se va rătăci dacă se va ține de cuvântul lui Dumnezeu.
Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu învățați unii pe alții tradiții, nu vă învățați unii pe alții reguli care sunt străine de Duhul lui Dumnezeu, cercuri care se fac în stânga și în dreapta, învățături care se dau după chipul și asemănarea omului, nu a lui Dumnezeu. Și ne rătăcim pentru că nu cunoaștem Scripturile și puterea lui Dumnezeu care s-a dat prin el. De aceea unii oameni vor merge în altă direcție. Pentru că niciodată n-au vrut să audă ce are de spus Iisus Hristos. Niciodată n-au vrut să audă ce are de spus Scriptura. În afara Scripturii, noi nu putem fi mântuiți. În afara Scripturii suntem niște analfabeti spirituali. Iertați-mi expresia, dar acesta este adevărul. Nimeni nu este credincios cu adevărat până când nu locuiește Cuvântul Lui Dumnezeu în inima lui. Slăvit să fie Domnul. N-auzi ce are de spus Dumnezeu. Nu deschizi Biblia, dar ai pretenția să înveți pe alții. Ai dorința să spui altora cum stau lucrurile. Vrei să dai lecții oamenilor. Și oamenii vorbesc astăzi fără să cunoască. Atât de multe lucruri străine, atât de multe lucruri care sunt în afara Duhului Dumnezeu. Stau de multe ori, n-am să ați văzut, niciodată eu n-am pus pe cineva la sfârșit de slujbă, întrebându-l, ai vrea să-ți predai viața lui Dumnezeu? Ai vrea să te schimbi din această seară să iei o hotărâre? Niciodată n-am pus pe nimeni să ridice mâna. Și de ce? Pentru că îmi place să citesc Scriptura. Niciodată Domnul Iisus Hristos n-a zis, ridicați o mână. Nu sunt împotriva acestui gest, e încredințarea fiecăruia. Dar Domnul Iisus Hristos a spus, veniți la mine! Toți cei trudiți și împovărați. Când s-a uitat la femeia Gârbovă, a oprit slujba și a zis, vină în față! Ne-a zis din comună. De ce? Dumnezeu nu-i chelne. Nu e un taxi pe stradă pe care să-l oprești cu ridicatul mâinii. Dacă vrei cu adevărat să te întorci la Hristos, atunci faci pași, vii, te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, te smerești în mâna lui cea tare și îngenunchezi în prezența lui. Și aceasta seamănă cu ceea ce este Dumnezeu. De ce avem aceste lucruri ușoare? De ce am învățat unii pe alții cu aceste lucruri? Pentru că noi nu citim Scriptura. Îi învățăm pe oameni, fă un pas și Dumnezeu va face doi. De ce? Pentru că avem mentalitatea unui Dumnezeu slugă. Niciodată n-a scris Biblia aceste lucruri. Niciodată nu va fi în felul acesta. Avem un Dumnezeu care este strâmb, pentru că așa sunt ochii noștri. Dumnezeu spune, dacă vă veți apropia de mine, mă voi apropia de voi. Nu fac eu un pas și Dumnezeu doi, pentru că Dumnezeu meu este împăratul împăratilor și Domnul domnilor, a făcut cerul și pământul și Dumnezeu nu e la dispoziția mea și eu am nevoie de El. Mărie Lui! De ce oare unii merg într-o direcție și alții într-altă direcție? Pentru că nu ne învață Scriptura, pentru că nu adevărul Dumnezeu locuiește în noi, ci filozofia celui de lângă noi. Cuvintele care le învățăm unii de la alții. Ascultați-vă în numele Domnului Iisus, vă spun un lucru tare, primiți-l ca atare. Când am ajuns în biserică păstor, în fiecare duminică după amiază, indiferent cine era la ora 7 la predică, majoritatea tinerilor mei plecau din biserică. Ce n-am făcut? Cum nu m-am rugat? La 7, 7 și 5 plecau în curte. Mai bine ar fi fit un pungar în inimă decât să-i văd că pleacă din biserică. Mi-am schimbat predica, am încercat să fiu mai atrăgător, am încercat să fiu mai spiritual, am încercat să le spun lucrurile într-un fel care se atrage. Am picărat puțin mesajul, m-am încredat că mi-am scăzut standardul și am acceptat anumite lucruri care nu cred în el. Nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic. M-am dus la Dumnezeu și m-am rugat și am zis, Doamne, nu s-a întâmplat. Fă ceva. La ora 10, la ora 8 încheiam, că la ora 10 fugeam ca un hoț din parcare, pentru că nu puteam să le fac față, că urau la subsol și încă două ceasuri se rugau de se crepau pereții și fugeam acasă pentru că nu puteam să fac față, pentru că eu după o zi întreagă de duminică e foarte greu. Să pleam un ceas, doi, două cu ei, dar ei nu se mai săturau de rugăciune. Și aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei, n-am strigat în timpul stăruinței nici slavă, slavă de a mă morți, nici sânge, sânge și nimic din toate lucrurile acestea. Mi-am dus la rugăciune, am ridicat privirea spre cer și am zis, tu ești Dumnezeul nostru și dacă vrei vei face această lucrare. Și Dumnezeu, fără niciun efort, fără niciun ajutor omenesc, fără nicio regulă insuflată de mintea omului, a lăsat să coboare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și a rămas și a stat. Și este prezent pentru peste ei și vă rog să veniți și astăzi, în timp ce eu vă spun, sunt tinerii noștri se roagă, în fiecare slujbă pe care avem, că e duminică sau joia, ei sunt de gardă. La ora 6 când eu intru în biserică, la 6 vor în sfert, tinerii mei se roagă, tot timpul programului se roagă, până la ora 8,
ca Dumnezeu din cer să lase Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei nu stau la slujbă, se duc și stau de gardă și se roagă continuu: Doamne, protejează adunarea, sângele Tău să fie peste noi, Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să se mântuiască oameni. Suntem la al patrulea botez anul acesta. Al patrulea botez, peste 100 de oameni s-au botezat anul acesta. 86% am calculat, au fost oameni veniți din lume. De când sunt păstor, cu acest ultim botez, am botezat 832 de oameni de 9 ani de zile de când sunt păstor, în biserica pe care o păstorez. Și știți de ce? Pentru că oamenii au descoperit rugăciunea. Nu vorbi până nu întrebi. Nu vorbi neîntrebat. Pentru că de cele mai multe ori când e vorba despre Dumnezeu, din auzite suntem educați. Pe când celălalt tâlhar, la un moment dat zice, stând pe cruce, în acea situație, auzit aceste cuvinte, cuvinte din gura lui Iisus Hristos, care sunau în felul următor: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Cum adică Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac? Să stai pe cruce? Dar este ca și noi. Mulțimea aceasta dezlănțuită nu face altceva decât să batjocorească. Le străpun să mâini și în picioare. Și el, în timp ce îi străpun să mâini și picioare, bancă, noi nu avem coroana de spin care este pe fruntea lui. Nu avem nici slovele de ocară care sunt deasupra capului lui. Și nu suntem nici bătuți și biciuiți cum este el. Și acest om, în timp ce stă pe cruce, gata să-și dea Duhul, în fața unei mulțimi asțate și setoase și însetate de distracție, omul acesta strigă spunând: Tată, iartă-i! De când sunt pe pământul acesta, n-am găsit cuvinte ca acestea. Oriunde m-am dus, am văzut că e dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Și am văzut că oamenii sunt răzbunători, dacă îi dai una, îți dă una. Dacă faci un lucru rău, vrea să-ți fac un lucru rău. Și acest om de pe cruce spune: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dar nu există pe pământ cuvinte din acestea. N-am văzut pe pământul acesta niciun om să știe să se roage pentru călăii lui. Negreșit, a zis tâlharul care a auzit aceste cuvinte. Negreșit, acestea nu sunt cuvinte de om. Acestea sunt cuvinte de Dumnezeu. Pentru că nu sunt pe pământ cuvinte ca acestea. Omul e rău. Dacă îi dai o palmă, îți dă două. Omul acesta a auzit și a zis: eu nu mai vorbesc, pentru că am auzit. Și dacă vorbesc, vorbesc după ce am auzit. Slăvit să fie Dumnezeu. Ascultați ce vă spun, oameni buni. Când am venit în biserică și am început să citesc Evanghelia, mi-am dat seama că Dumnezeu din cer vrea să-mi ia cele mai mari rele din viața mea. Dumnezeu vrea să ridice gunoiul vieții mele. Dumnezeu nu mi-a luat pur și simplu. Mi-a luat cei mai rău și mi-a dat cei mai buni. Să vorbești după ce Dumnezeu vorbește. Să vorbești după ce ai ascultat ce are de spus Dumnezeu. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Iubiții Domnului, este o mare putere în cuvintele lui Dumnezeu. Spunea cineva la un moment dat că undeva într-un teatru din Moscova se juca o piesă care era o piesă celebră de către un actor cunoscut la ei. Îmi scapă numele acum. Se numea Iisus Hristos în frac și în joben. Așa se numea piesa. Era o piesă disprețuitoare la adresa credinței. Omul acesta, în timpul piesei, la un moment dat trebuia să ia Scriptura, trebuia să citească câteva cuvinte din Scriptură, după care să o închidă, să o arunce disprețuitor și să spună: dați-mi jobenul și bastonul. Asta era replica lui din piesă. E cu asemnat următorul fapt, că acel actor, din ce era pe scenă și trebuia să citească din Biblie, a deschis și a citit următoarele cuvinte. Ia să citească un singur verset. Zice: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și aici trebuia să arunce Biblia disprețuitor, să spună: prostii, dați-mi jobenul și bastonul. Dar în acel teatru mare din Moscova s-a întâmplat ceva. Omul ăsta nu s-a putut opri la primul verset. Și a citit: ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. A început să citească mai departe: ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Cavalistul care era acolo deja s-a ridicat, speriat. Omul a început și omul a continuat și a zis: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați.
Au făcut semn tăiați, lăsați să cadă cortina. Mărturisește acest actor, zice, în acel moment în sală s-a făcut o liniște mormântală. Au înghețat râsetele, a înghețat totul și a zis, ai fi putut simți în acel moment cum a coborât prezența lui Dumnezeu. În momentul acela, oamenii au înghețat și cineva a sărit, puțin l-a luat pe sus și l-a scos afară din scenă. Omul acela cu ultimele puteri, scos afară, a strigat cu ochii în lacrimi, o inimă care a fost străpunsă de cuvântul lui Dumnezeu, a strigat, Doamne, ai milă de mine. Bunica lui îl învățase în copilărie această rugăciune, miluiește-mă, Iisuse, pe mine. Și a strigat, ai milă de mine. Vorbește, prietene, după ce mai întâi ai urechi de auzit ce spune Iisus Hristos. Nu vorbiți mai înainte să citiți. Nu vorbiți mai înainte să cunoașteți Scriptura. Pentru că de aceea unii dintre noi vor merge în iar. Pentru că n-au urechi să audă ce spune Duhul. N-au urechi să audă ce spune Iisus Hristos în lumea acesteia, care nu mai are busolul de multe vreme. Îți mulțumesc, Doamne, că ai vorbit. Îți mulțumesc că în vremurile din urmă ne-ai vorbit cu Iisus Hristos, Fiul Tău, pe care l-ai trimis în lumea aceasta, pentru ca noi să cunoaștem, Doamne, dragostea Ta. Am uitat să ne iubim, am uitat să trăim, dar privind spre Hristos, învățăm din nou să iubim. Privind spre pilda mielului Dumnezeu, învățăm din nou să jertfim. Cu ochii pe Hristos, redevin om din bestie ce am fost. Cu ochii pe Iisus Hristos, mă apropii de cer și de Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru cuvintele Tale sfinte, Doamne. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Și atunci avem harul străpuns în inima, a zis, nu omul poate să zămislească asemenea cuvinte. Aceste cuvinte negreșit vin dintr-un alt fel de loc. Că pe pământul acesta frământat de rele, eu n-am găsit asemenea cuvinte. Unul a vorbit fără să asculte și unul a vorbit după ce a ascultat. Dumnezeu din cer să ne ajute să ascultăm. În al doilea rând, dragii mei, ce vreau să vă spun este următorul lucru. Întotdeauna în viața aceasta ni se vor separa drumurile. Unora le va fi bine și vor ajunge în Raiul lui Dumnezeu, iar unii nu vor ajunge în Raiul lui Dumnezeu, pentru că avem din nefericire în noi un spirit gregar, numit spirit de turmă. Vedeți dumneavoastră că în preajma crucii Domnului Iisus Hristos, dacă le luați cele patru evanghelii și le veți citi, concentrați fiind pe acest episod pe care vi l-am descris, veți găsi următoarea descriere. Oștenii își băteau joc de el. Fruntașii își băteau joc de el. Trecătorii își băteau joc de el. Preoții își băteau joc de el. Cărturarii își băteau joc de el. Marcu 15:29, Marcu 15:31, Matei de asemenea. Deci uitați-vă câte categorii, toți cei prezenți la cruce. Trecători, oșteni, cărturari, farisei, preoți își băteau joc de el. Și atunci tâlharul acesta care a fost posândit a zis, dacă toți fac la fel, eu de ce aș face la fel? Pentru că asta e majoritatea. Și majoritatea totdeauna are dreptate. Dacă toți fac la fel în viață, eu de ce n-aș face la fel în viață? Dacă așa face și cel din stânga, dacă așa face și cel din dreapta, dacă așa fac cei mai mulți dintre oameni, eu de ce n-aș face la fel? Biblia spune că noi suntem turmă mică. Biblia vorbește că cei ce cred în El sunt o rămășiță, un rob al suferințelor Lui. Iubiții Domnului! În viață, cine se ia după turmă, cine se ia după majoritate, cine se ia după sfatul oamenilor, va avea mult de păgubit, va avea mult de suferit. Mulți oameni în viața aceasta ne dau sfaturi și mi-am dat seama că sfaturile lor nu mă duc decât spre rău. Sunt mulți oameni care spun, de ce să fac eu pasul acesta spre Dumnezeu? De ce eu să-mi schimb viața? De ce să fac eu ceea ce majoritatea nu face? Unde s-a dus unul, mă voi duce și eu. Unde s-au dus cei mulți, mă voi duce și eu. Negreșit, prietene. Nici nu știi câtă dreptate ai în ceea ce spui. Numai ferească Dumnezeu ca adevărul tău să se îndeplinească în dreptul tău. Nici nu știți cât de mare de rând avem când spunem unde s-au dus mulți, mă voi duce și eu. Dacă nu vrei să te întorci la Dumnezeu, unde s-au dus mulți, te duce tu. Negreșit. Nici nu trebuie să faci efort pentru asta. Ca să ajungi în iad, nu trebuie să faci efort.
Era un băiețel care, fiul de păstor, și la un moment dat tatăl lui își făcea predica pentru a doua zi. Undeva pe după amiază, i-a spus soția soțului, du-te și sparge niște lemne. Și atunci omul s-a dus. Și copilul s-a dus la foaie, cum fac și eu o foaie. Și zice, ia să ce predică mâine tata. Și acolo scria sus, ce trebuie să faci ca să mergi în rai? 1, 2, 3, 5. După care a întors foaia și scria sus, ce trebuie să faci ca să mergi în iad? Și foaia era goală. Care îi spune un moment dat băiatul mamei, mă, nu mai lăsa tata să spargă lemnul. Și atunci la predica, zice. Și du-te și spune să vină în casă. Omul și-a terminat predica. La care îi spune soția, măi, tu nu ți-ai terminat predica, zice. Zice, poate că trebuie să... Ce nu am terminat-o? Păi ce zice băiatul nostru că nu ți-ai terminat-o? Ce știe el? La care când se întoarce în casă îi spune băiatul, tata, nu ți-ai terminat predica. Ba, mi-am terminat-o. Nu, zice, că eu știu că nu ți-ai terminat-o. Zice că tu ai zis ce trebuie să facem ca să mergem în rai, da? Da. Și ai scris 5 puncte, da? Și apoi ai pus pe vers o întrebare ce trebuie să facem ca să mergem în iad. Da, zice el. Și nu-i goală pagina. Da, zice el. Vezi că nu ți-ai terminat-o. Ba, mi-am terminat-o, pruncule. Că exact asta trebuie să faci ca să mergi în iad. Nimic. Nimic. Mă iau după stânga, mă iau după dreapta, mă iau după unul, după... Nu fă nimic și automat te trezești în iad. Ca să ajungi în rai, trebuie să faci ceva. Biblia spune că celălalt l-a înfruntat și a zis, chiar dacă tu, zice, ai intrat, pentru că celălalt zise tâlharul, de ce tu nu-l faci jocorești și eu pe Iisus? De ce tu nu mă distrez și eu? De ce tu nu fac și eu ce fac toți de vârsta mea? De ce tu nu mă iau și eu după unul și după altul? De ce tu nu mă duc și eu în stânga sau în dreapta? Dacă atât o fac, o fac preoții, ei sunt purtători ai legii, o fac soldații care reprezintă autoritatea de pământ, o fac trecători care sunt spectatorii. De ce n-aș face și eu? Dar celălalt spune Dumnezeu l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, pentru nu este drept ce ni se întâmplă. Iubiții Domnului, dragi suflete care sunteți în această seară, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu vă lăsați amețiți și nu vă lăsați duși în rătăcire de majoritate. Va trebui să stați înaintea lui Dumnezeu să spuneți, Doamne, vreau să stau strâmb, dar să mă judeci drept. Decât să stau drept și să mă judec strâmb. Ajută-mă, Doamne, să mă văd. Ce spune celălalt răhar? L-a învățat și a zis, eu nu mă iau după majoritate. Eu vă spun care este adevărul ce despre mine în fund. Zice, eu sunt vinovat. Eu sunt un om care am greșit. Zice, pentru noi este drept că am ucis, am predat, am făcut rele. Noi nu suntem aici dintr-un accident. Noi nu suntem aici dintr-o întâmplare. Pentru noi este drept ce se întâmplă. L-am frântat și a zis, nu te iau după majoritate. Unde merge unul, merge și altul. Ascultă-ți conștiința. Ascultă-ți sufletul care îți spune, nu mergi în direcție bună. Și atunci schimbă-ți direcția. Nu te încălzi la gândul că atâția oameni merg pe calea cealaltă. Hristos a zis, drumul spre mine trece pe o cale îngustă. Nu numai că îngustă este calea, dar strântă este și poarta. Nu doar că este o cale pe care merg puțin, că este îngustă, dar după ce te-ai trăit o viață întreagă pe o cale îngustă, ajungi la o poartă care este strântă. Asta înseamnă mai mult decât am înțeles noi. Și înseamnă că situația este cu mult mai gravă. De aceea vă spun în numele Domnului Iisus Hristos în această seară, luați-vă după ceea ce vă spune în acest moment Duhul lui Dumnezeu și ascultați-vă inima care spune, nu contează ce face cel din stânga sau din dreapta, contează că eu, stând înaintea lui Dumnezeu, mă judec, sunt în cântarul dreptății lui și spun, da, Doamne, ai dreptate în ceea ce spui. Nu spun, mint, înșel, beau, fumesc, curvesc, vorbesc de rău, îți spune cu gândul la lucruri rele, nu mă schimb în ceea ce fac, ai milă de mine, Doamne, pentru că eu recunosc, fără să te înfrunți pe tine în sus, fără să birui această luptă, nu vei vedea rău. E greu să lupți cu oamenii. Oamenii sunt foarte ciudați, dar nicăieri n-am găsit o luptă mai grea decât lupta cu mine însumi. Lupta de a înțelege că nu trebuie să ne iau după ce vreți. Lupta de a înțelege că Dumnezeu va cere socoteală mie. Aleluia. Când voi sta în fața judecății, Dumnezeu mă va judeca pe mine. Amen. Eu oricând cântar. Dumnezeu nu mă va judeca niciodată prin comparații. Dumnezeu mă va judeca după binele pe care l-am făcut. Amen. Sau răul pe care l-am făcut. Dumnezeu nu va spune niciodată, săracul de tine ai dreptate, de născut în România. Tu ai 5 puncte în plus. Să vă spun de ce.
Azi dimineața eu am mâncat. La prânz am mâncat. În seara asta o să mănânc. Deci nu contează că m-am născut în România. Am doi ochi și văd. Am două urechi și aud. Am două mâini și două picioare. Deci Dumnezeu mă va judeca pe mine ca pe toți ceilalți. Așa este? Și Dumnezeu mă va trage la judecat. Nu vă mai găsiți scuze. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu mai chemați în ajutor circumstanțele sociale slabe. Suntem răi că nu vrem să fim buni. Suntem ceea ce suntem pentru că am ales să fim în felul următor. Și spun, Doamne, cerul nu va conta după culoarea pașaportului, ci cerul va conta după culoarea inimii. Albă, intră în cer. Neagră, n-ai loc aici. Dumnezeu să ne ajute în această seară să nu ne luăm după cei mulți oameni buni. Ascultați-mă ce vă spun, primiți vorba asta. Se vor lărgi mult, se vor lărgi mult cale. Vor veni oamenii și vă vor mângâia și vă vor aduce învățături care vă vor gândila urechea. Și vă spune, mântuiți-vă la un pocnit din terenie. Și noi, viețile noi, obișnuiți cu entertainmentul, cu Hollywoodul, obișnuiți cu Superman, cu Tom și Jerry, o să credem că așa e Dumnezeu. Eu vă spun în această seară, nu vă luați după cei mulți. Amin. Ascultați ce vă spune conștiința voastră. Mântuirea nu e o glumă. Amin. Calea spre Dumnezeu e adevărat. Amin. Cu fiecare zi, zic așa, mai dăm un strop de putere. Amin. Încă puțin. Amin. Foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni. Să Amin. Amin. Dumnezeu să ne ajut. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne dea putere. Amin. Iubiții Domnului, s-au găsit foarte multe argumente și sunt oameni care caută argumente biblice și ar trebui să le spun și vouă. De ce Dumnezeu, propriu-zis, a găsit cu plăcere să-L mântuie pe celălalt tâlhar care nu s-a luat după larga majoritate? Cei din Biblie, interpretatorii Biblie, o serie dintre cei ce se ocupă cu Biblia, spun că acest tâlhar s-a primit Dismas. Și spun în felul următor, zice, acest tâlhar Dismas a fost unul dintre oamenii care l-a ajutat pe Iisus Hristos când a trecut Iosif și Maria, când au trecut în Egipt. Că ar fi fost, și-au născocit o poveste, sau spun că ar fi existat o poveste, cum că acest tâlhar l-a fi ajutat pe trupul Iisus. Alții vin și spun în felul următor, zice, acest tâlhar, negreșit, a ascultat predicile Domnului Iisus Hristos înainte și era aproape convertit. Orice ar fi în stare să găsească ca și circunstanță, să explice mântuirea tâlharului, cu excepția unui singur lucru. N-ar vrea tot cu capului să creadă că acest tâlhar era un om rău, care a ascultat ce avea de spus Iisus Hristos, care s-a împotrivit majorității și a luat decizii în privința lui. Vreți să vă spun ce urăște Dumnezeu mai mult și mai mult la om? Dumnezeu mai mult și mai mult la om urăște binele pe care credem noi că îl putem face. Mai ce bun sunt eu! Ce bună ești tu! Biblia spune clar și cu înțeles de plin. În păcat m-a zânisit mama mea și nimic bun nu locuiește în mine. Atât de multe motive ne găsim când credem că Dumnezeu ne binecuvântează. Frate, pe mine m-a binecuvântat Dumnezeu ca în ochii beați. Biata de tine! Pe mine m-a binecuvântat Dumnezeu că eu mă trezesc la ora 5 dimineața. Săracul de tine. Dumnezeu te-a binecuvântat că așa e El. Și Dumnezeu te binecuvântează pentru un singur motiv, că El e bun. Amin. Nimic bun nu locuiește în mine. Ne găsim circunstanțe, ne găsim argumente. Omul s-a stabilicat și a zis, dreaptă e judecata ta, drept judecă înaintea ta, eu sunt un om rău, eu merit ceea ce se întâmplă. Zice numai, te rog frumos, zice, ai milă de mine, eu nu mai ocupă majoritate. Eu mă duc după ce spune mie conștiința. Și conștiința îmi spune că eu merit ceea ce trebuie să fac. Bun. Al treilea punct pe care vreau să-l spun în această seară este următorul. Și vă rog frumos că probabil că este unul dintre cele mai importante puncte. Rugați-vă și pentru mine că simt așa o senzație de oboseală. Fizică. Și vreau să spuneți amin și să vă rugați. Amin. La un moment dat, iubiții Domnului, se întâmplă ceva ciudat pe cruci. O lecție pe care Dumnezeu să mă ajute eu să mă aduc și apoi să mă uitați și voi. Vedeți dumneavoastră că tâlharul acela care n-a ajuns în rai,
spune o vorbă de ocară și de batjocură. Dar dacă vei citi cu atenție în Marcu, nu în Luca, vezi că Biblia spune că amândoi tâlhari au batjocorit. Apoi unul dintre ei a auzit cuvintele Domnului Iisus, Tată, iată, căci nu știu ce fac. După ce a auzit aceste cuvinte, a trecut și a început să judece. Stai puțin, că nu-i așa. După ce a început să judece, nu s-a mai luat de majoritate. Nu l-a mai lucrat, s-a tras deoparte și a început să-și recunoască felul de-a fi. Tâlharul despre care vorbim și care ne-a ajuns în rai, spune un lucru. Zice, du-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-te pe noi. Deci, du-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-te pe noi. Dar ce fel de mântuire vrea el? Eu, Doamne, am venit la tine în biserică cu uita mai cancerul. Eu am venit la tine în biserică cu uita mai falimentul. Mântuiește-mă. Zice, du-te jos de pe cruce, adică smulge-te din cuie că tu ești Dumnezeu, și scoate și cuiele noastre, să ne putem și noi coborâ la rândul nostru și să luăm frumușel la vale și să continuăm viața pe care am continuat-o până acum. Doamne, dă-te jos de pe cruce, mântuiește pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Și venim la biserică și spunem, Doamne, îți prăpădit, îți terminat, te rog să mă mântuiești. Întotdeauna, dragii mei, diferența între cei doi oameni, sau dacă vreți, între două destine, o va face tipul de mântuire la care te aștepți. Tâlharul care n-a văzut raiul și a dorit o mântuire pământească, izbăvește-mă pe mine din situația în care sunt, ca să pot să-mi continui liniștit viața de acolo unde am lăsat. Întotdeauna, dragii mei, să știți un lucru și vă rog frumos să ascultați și vă spun acum. În Împărăția lui Dumnezeu se vor auzi următoarele cuvinte. De ce mi-ați spus pe pământ, Doamne, Doamne, și n-ați făcut ceea ce v-am spus eu? Este scris. Dar de ce acest cuvânt e important să-l înțelegem? Pentru că, iubiții Domnului, cuvântul Doamne, Doamne, nu înseamnă nimic altceva decât faptul că l-ai făcut pe Iisus Hristos, nu doar Mântuitorul tău, ci Domnul vieții tale. Dumnezeu spune, mântuit ai fost și tu, mântuit am fost și eu. Dar după ce am fost mântuit, unii l-au făcut Domn în viață și au ascultat de poruncile Lui, iar alții s-au mulțumit doar cu ceea ce au primit, vindecare, s-au mulțumit doar cu binele pe care l-au obținut de la Dumnezeu. Și cred că nu-i blestem mai mare în viață decât să vii la biserică cu o boală, să fii vindecat de Iisus Hristos și să te întorci la mărâta și prăbălita ta de viață pe care ai avut-o, bătându-ți joc de tot ce înseamnă Dumnezeu. Tâlharul a zis, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Pentru că de fapt îmi doresc un Iisus Hristos care să-mi scoată piroanele din picioare. Îmi doresc un Iisus Hristos care să mă scape de lipsa de serviciu. Îmi doresc un Iisus Hristos care să-mi rezolve boala și lipsa unei familii. Îmi doresc un Iisus Hristos care să-mi petecească viața. Eu nu doresc un Iisus Hristos care să-mi mântuiască sufletul. Eu nu știu să vă vestesc vouă un alt fel de Dumnezeu. Mi-e frică să vă spun că Dumnezeu va face să vă drege. Dumnezeu a promis că ne va da pâinea. Dumnezeu a promis că ne va hrăni. Dumnezeu a promis că ne va da odihnă. Dar mai crezut de orice, Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii noastre. Nu știu cum voi trăi și nu știu cum vei trăi și nu pot să-ți promit nimic. Nu știu ce va fi cu Italia mâine, nu știu ce voi găsi mâine acasă când mă duc în București. Dar știu un singur lucru, că e București, că e Treviso, că e Italia, că e România, că e 2011 sau 2012. Un singur lucru știu, Iisus Hristos m-a mântuit. Și nimeni nu poate schimba lucrul acesta. Și nu-i puțin lucru, este un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar. Mântuit spre cer călătoresc. Mântuit pe Domnul Preamăresc! Poate să lipsească pâinele pe masă. Ce spuneți voi? Spune-mi în felul următor. Noi intrăm în cuptor și chiar dacă ar fi să nu ne izbăvească Domnul, noi tot plecăm genunchii înaintea ta, pentru că Domnul vieții noastre este Dumnezeu. Nu este doar un mântuitor de conjunctură, nu este doar doctorul vieții mele, nu este doar acela care îmi dă pâinea. El este mântuitorul sufletului meu și a devenit Domnul vieții mele. Unde vrei tu, merg și eu. Ce vrei tu, vreau și eu. Cuvintele tale sunt cuvintele mele. Gândurile tale sunt gândurile mele. Voia ta e voia mea. Mărire lui Dumnezeu, slavă lui Iisus Hristos. Scuturați-vă. Scuturați-vă de o mântuire pământească. Și doriți-vă din toată inima mântuirea sufletului. Va veni ziua cea mare. Mulțumesc Dumnezeu, toate amintirile dureroase vor fi șterse. Voi ajunge în cerul lui Dumnezeu și cei 70-80 de ani pentru cei mai puternici sau mai puțin, cât v-am dorit Domnul, vor fi o nimica.
Este ca un fir care răsare și apoi seara este secerat. Nimic. E ca o pală de vânt care trece. Oamenii buni, ascultați cuvântul acesta. Veșnicie. Dumnezeu este veșnicie. Viața este vremelnică. Străin și călător. Și va conta ca în împărăția lui Dumnezeu să spună Domnul, bine, rog bun și credincios. Intră în odihna Tatălui meu. Slăvit să fie Dumnezeu. Celălalt în har s-a uitat spre Domnul Iisus Hristos și a zis, Doamne, lasă-mi cuiele în mână. Lasă-mi piroanele în picioare, pentru că este drept. Eu nu-mi doresc o izbăvire de sub o sână. Eu cred, Doamne, că este cinstit înaintea Ta să plătesc pentru păcatele mele. Dar Te rog un singur lucru, Doamne. Lasă-mi piroanele în picioare, dar când vei veni în împărăția Ta, adu-ți aminte și drept este, Doamne, pentru că Tu ești un Dumnezeu pe care nu-L pot batjocori și înșela. Drept este ceea ce faci tu cu mine și dacă ăsta e capătul alergării mele și pentru că așa am ales să trăiesc ca un nebun, drept este să faci ce vrei cu mine. Dar când vei veni în împărăția Ta, împăratului, că Tu nu ești om, adu-ți aminte și de mine. Îmi doresc o mântuire cerească. Și aș vrea în seara aceasta să facem o rugăciune, dragii mei, în timp ce așa pe scaun, să vă rugați și să spuneți Domnului, Doamne, mai bine refuză mașina decât intrarea în împărăția cerului. Mai bine, Doamne, refuză pâinea blestemată care să mă trăvească veșnicia. Mai bine, Doamne, refuză relația care cred eu că este esențială pentru mine, numai să nu mă despart de tine și de dragostea Ta. Mai bine, Doamne, ia-mi tot ce este nevoie. Mai bine judecă-mă, Doamne, decât să mă vindeci. Mai bine lasă-mi boala, dacă altfel conștiința mea nu o să se trezească la adevăr. Mai bine, Doamne, Dumnezeu meu, curățește-mă acum, decât să fiu curățat de veșnicie pentru totdeauna. Mai bine, Dumnezeu din cer, acum să lucreze cu mine și o spun. Slăvit să fie Dumnezeu în mirele noastre. Fugim de bol, fugim de suferință, fugim de necaz. De parcă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu dator să ne ducă în Haiti, să stăm sub umbreluțe la soare și să bem nu știu ce sucuri. Ăsta nu-i Dumnezeu, să știți. Fugim de durere, dar durerea este de multe ori instrumentul prin care Dumnezeu își arată dragostea. Ascult Dumnezeu în iaua. Fugim cu toții, dar în iaua care ne atinge e dovada în fierii noastre. E dovada filiației noastre. Dumnezeu ceartă cu iaua pe cel pe care îl iubește. Dumnezeu nu cruță de fii lui iaua, pentru că aceasta dovedește că nu sunt un fiu al desfrâului, eu sunt un fiu al Iisus Hristos. Dumnezeu mă atinge, spune, poftim, zice, ca nu cumva să pleci de sub privirea. Nu te duci, mă, înapoi în rând cu biserica, ca să fii în veșnicie cu Domnul, să lăviți să fie în lumea de lume. Iubiții Domnului, o să închei în această seară, spune-mi ultimul lucru. După ce tâlharul care a ajuns la Domnul l-a înfruntat pe tovarășul de suferință. Acel tovarăș de suferință care până atunci a spusese cu o cară, mântuiește pe tine, pe noi, dacă ești tu Mesia. Când colegul lui de suferință, tovarășul l-a înfruntat cu adevărul, celălalt a înțit. Până atunci a vorbit. De atunci nu a mai vorbit. Nu mai auzi pe tăharul care a bat jocorit vorbind ceva. Gata. Silențiu. Nu așa să spune. Silence. Tăcere de plină. De problemă, ce este nebunia asta a sufletului nostru? A cât a predicat o situație? Dar ce vrea să-ți facă Dumnezeu mai mult decât ți-a făcut? Ce să facă Iisus mai mult viu? Nu vi se pare ciudată tăcerea noastră? Venim, ne vorbește Domnul, ne recunoaște că suntem vinovați, ne ridicăm și plecăm acasă ca să cunim să fie întâmplat. Dar oare n-ar trebui, după ce El a vorbit, să vorbim și noi? Dar n-ar trebui să spui lui Dumnezeu
ești drept în cărările tale și eu nu mai vreau să mai fac ce-mi trebuie. După atâta vreme când Dumnezeu ți-a vorbit, ne-a trebuit să vorbești și tu să spui, eu nu mai vreau să trăiesc în felul ăsta. Ascultați-mă ce vă spun acum și nu vorbesc de la mine. Uite atâta, la distanța atâta, e veșnicia de unii dintre noi. Și noi nu ne-am pocăit de plin. Dumnezeu vine din nou la tine. Zice, eu ți-am vorbit câta oră. Tu ia taci. Ciudată pe ce vrea să auzi. A trecut celălalt tâlhar de parcă nimic nu s-a fi întâmplat. Era în ultimile minute de viața lui și a trecut. Celălalt a strigat, adu-ți aminte de mine, nu mă lăsa. Sunt un nebunic, sunt un neputincios. Mulți spun, n-a fost botezat. A fost cel mai botezat om pe care îl cunosc. În transpirație și sânge. Ale un botez pe care nu-l vreau niciodată. În sângele lui și în transpirația lui sub soarele Palestinei a fost botezat. Cel mai greu botez. Toți pașii a făcut. S-a recunoscut înaintea lui Dumnezeu că e păcătos. Deși a recunoscut vina. A cerut să fie mântuit de Iisus Hristos și a fost mântuit. Toți pașii a făcut. Nimic n-a sărit din ceea ce înseamnă Biblie. Numai că de ce oare noi tăcem într-un chip vinovat? Oare de ce nu știu câta oară, deși Dumnezeu ne vorbește, noi stăm și nu luăm o atitudine? Nu strigă sufletul în noi că ne trebuie să ne schimbăm viața? A câta oară Dumnezeu spune, nu mai sta cu lucrurile acelea. Nu te juca cu viața ta și cu sufletul tău. Domnul Iisus Hristos, a câta oară spune, ți-am dat o nouă șansă, o nouă șansă. Știu că ai auzit cuvintele acestea, prietene. Știu că au sunat în urechile tale, dar te rog în această seară, ascultă glasul conștiinței. De ce să stai? Auzi tu tinere care stau de vorbă cu tine? Când îți spune Hristos privind în această seară că nu știu de-a oară ți-a dat șansă, că trebuie să-ți curățești ochii și să iei de sub privirile tale tot ce întinează conștiința ta. A câte oară spune Dumnezeu să te împaci cu părâșul tău? A câte oară spune Dumnezeu să te împaci cu cea din casa ta? A câte oară spune Dumnezeu să te lași de șocurile de noroc? Să te lași de lucrurile slabe, să nu mai curvezi, să nu mai comiți adulte. A câte oară spune Dumnezeu să nu mai furi, să nu mai înșeli. Și după ce Dumnezeu vine și spune, acesta este adevărul, ți-am oprit o oglindă corectă, te uiți, te privești, îți vezi dențele și într-un mod ciudat taci. De ce taci? De ce nu vorbești? De ce nu vii să te arunci să spui, ai milă de mine păcătos, eu păcătosul, ai milă de mine, nu mai taci, vorbesc. Și în seara asta vorbesc cu tine și spun, drept ești tu în căile tale, drept ești tu în judecata ta, eu nu mai tac, eu vorbesc, stau de vorbă cu tine, vino să spun de vorbă, să-ți spun apăsarea sufletului meu. Aș vrea să vă spun, dragii mei, un lucru în încheiere. Nu știu dacă dumneavoastră ați auzit de Rudolf Höss, comandantul lagărului de la Auschwitz. În timp ce a fost comandant, 3,5 milioane, 3,5 milioane de evrei au fost exterminați. Timpul în care a fost el comandat, a fost între mai 1940 până în mai 1944. În 1947 s-a instituit un tribunal care l-a condamnat pe Rudolf Hess la moarte prin spânzurare pentru crime împotriva omenirii. A fost condamnat să fie spânzurat în curtea lagărului pe care l-a condus nu mai mult de o distanță de câțiva metri de biroul în care a fost comandat. Dar ascultați o poveste ciudată. În ziua când acest Rudolf Hess s-a dus să fie spânzurat, oamenii au văzut o imagine ciudată. Au vrut să vadă pe omul acesta și au venit mulți. Și au văzut un om calm, liniștit, ciudat de senin, care mergea spre spânzurătoare. Oamenii au fost pur și simplu șocați de această imagine. Și au început să pună întrebări. Cum poate un asemenea om care a ucis 3,5 milioane de oameni să meargă spre spânzurătoare?
de semn. Undeva la începutul lagărului, în acel lagăr, a existat un preot. În jurul acestui preot s-au strâns o mulțime de enoriași. Preotul acesta avea un nume, Maximilian Kolbe. Știți ce a zis omul acesta în lagăr? Zice, vreau să ne rugăm lui Dumnezeu pentru că vrei, nu știu. Tată, iartă-mi că ce nu știu. Și zice, în mod deosebit vreau să ne rugăm pentru Rudolf Hess. Dumnezeu să-l trezească și Dumnezeu să-l mântuiască. Asta se ruga acest rău. În momentul în care a fost judecat, Rudolf spune că lașitatea liderilor naziști l-au întrut de scârbă. Niciunul n-a zis că e vinovat. Toți au dat din afară. Atât a fost de descurajat de lașitatea lor că și-a întors privirea spre Dumnezeu și a zis, aș dori să vină un preot să stau de vorbă cu el. Nu era decât un singur preot polonez în preajmă care să fi fost vorbitor de limbă germană la modul perfect. Numele acestui preot este Vladislav Lom. Și mai o poveste ciudată. Vladislav Lom, când a fost înființat lagărul la Auschwitz, s-a dus la acest Rudolf, comandantul lagărului, și a zis, eu sunt preot aici. Dă-mi voie să mă duc să dau cina enoriașilor care stau aici. La care Rudolf îi spune, zice, în mod obișnuit, te-aș fi împușcat. Dar zice, pentru că vorbești atât de bine limba germană, îți dau voie să te duci. Zice, să nu cumva să mai îndrăznești să vii. Și ce-a făcut acest Vladislav? A sărit gata. Și l-a prins Rudolf. Și l-a dus în fața lui și a zis, nu ți-am zis că dacă te mai arăți că ești împuș. S-a uitat la el. Și într-un mod ciudat, nu l-a împușcat. A zis, du-te și să nu cumva să-ți mai prind piciorul aici. Când acest Rudolf a cerut să stă de vorbă cu un preot, nimeni nu vorbea germana fluent, afară de acest preot, Vladislav Lom. Și s-a dus în fața lui. De data aceasta n-a mai sărit gardul, a fost chemat pe ușa din față. Și a stat de vorbă cu Rudolf. I-a vorbit despre Iisus. 2 săptămâni. Continuu. O reșire. La sfârșitul celor 2 săptămâni, el spune că Rudolf s-a prăbușit și a plâns o reșire. Și a zis, îl primesc pe Iisus Hristos în fiesa următoare. A scris 3 scrisori înainte de moarte Rudolf Hess. Una a adresat-o familiei. Ciudat este că în copilărie urmase seminarul. Vrea să facă preot. Și a scris familiei spunând, l-am regăsit pe Dumnezeu. A scris o scrisoare procurorului general și a zis în felul următor. Sunt vinovat și vreau să știe toți că mor ca un om vinovat. Am greșit. Vă rog să mă iertați pentru tot răul pe care l-am făcut. Și am scris o scrisoare. Bisericii din Mansur și mine. Lung. În această 3-a scrisoare, el scrie așa. Vreau să știți că eu astăzi mor pentru fără de legile mele. Și este drept. Dar vreau să știți că pentru viața mea a plătit Iisus. S-a dus cam, s-a dus senin. Au vuit ziarele și l-au numit tâlharul modern de pe cruce. Așa l-au numit cei care au scris povestea, tâlharul modern. Un Dumnezeu care repetă povestea. Două destine. Doi oameni care au zis, mântuiește-mă. Unul s-a dus în rai și unul nu. Pentru că unul a ascultat ce a avut de spus Dumnezeu și după aceea a vorbit. Altul a ales doar să vorbească, și niciodată să ne ascundă. Unul a zis, eu nu mai am după cei mulți. Eu stau, mă judec, mă urc în cântarul lui Dumnezeu
și spun, glasul conștiinței mele m-a pus. Doi oameni care unul s-a dus în iad și unul în rai, pentru că au fost oameni care, într-un final, și-au dorit fiecare o altfel de mântuire. Unul a zis, mântuiește-mă ca să iau de la cap. Unul a zis, e drept să plătesc, lasă cu ele, dar dăm veșnicie. Unul în final a zis, eu nu mai tac. Eu vreau să vorbesc cu tine. Cel a tăcut și tot tăcut și niciodată nu s-a mai auzit glasul. Pentru că atunci când te confrunți cu dreptatea lui Dumnezeu, nu trebuie să taci. Trebuie să vorbești. Vreți să vă spun un lucru frumos? Vreți să vă citesc un pasaj fenomenal. În Biblie spune în felul următor. Porți, ridicați-vă capetele. Porțile și-au ridicat capetele. Ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic. Domnul cel de viață în lume. Și porțile au zis, slăvat, vine împăratul. Și s-a uitat porții și a zis, dar gemotopul ăla de om de acolo cine? Ăla mă gândea țara care e Iisus. O zice, lăsați-l, e primul meu rod. E tâlharul de pe cruci. Au pus oamenii virgulă la Biblie. Adevărat îți spun, astăzi, virgulă, că vei fi cu mine rai. Ca să le iasă socotelile. Bine, mă interesează socotelile. Când Iisus a spus că astăzi vei fi cu mine rai, astăzi a fost clar. Întrebați cu mine cum se face lucrul ăsta. Credința nu are nevoie de explicații. Nu sunt absurd. Dar vreau să vă spun un lucru. Unde e logică, nu e credință. Eu vă spun în numele lui Iisus Hristos. Cred. Mă gândeați. Poți merg cu Iisus în rai. Să poți merg. Asta e Dumnezeu. Vreți să mai știți ceva? Și ce scrie în sat? Poți! Ridicați-vă capetele. Doar! Porți! Ridicați-vă capetele! Ridicați-le porți veșnice! Ca să intre împăratul slavii. Cine este acest împărat al slavii? Domnul oștirilor, el este împăratul slavii. Dar de ce pune două întrebări? Pentru că Iisus care a intrat pe porți, o să iasă. Deci mireasă, tata, eu vin la tine. Și vine Domnul Iisus și așa mireasă. Și apoi Domnul Iisus intră din nou. Mireasă. Și se duce Domnul Iisus Hristos cu mireasa a doua și porțile pun întrebarea, cine este? Deci este împăratul slavei. Cine-i cu el? Nu-i tâlhar. E mireasa Domnului. Și intrăm acolo, la ospăț, la cină, în locașurile pregătite. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, în această seară, ascultă ce-ți vorbește Domnul. În această seară nu te mai lua după majoritate, ci iată după cuvântul lui Dumnezeu. Spune în această seară, îmi doresc mântuirea sufletului. Și spune în această seară, nu mai tac, ci vin la tine. Amin. Fiți atenți ce vă rog în această seară. Nimeni să nu vină la Iisus medicul. Nimeni să nu vină la Iisus sursa fericirii pământești. În seara asta să veniți la Iisus Hristos Mântuitor. Oricine are nevoie de mântuirea sufletului. Iertat, spălat, sfințit, curățit în sângele Lui. Vom cânta Domnului în cântare. Și în această seară, suflete scump, inimă iubită de Dumnezeu, în această seară vino și stai de vorbă cu Iisus, tu tăcutul, tu tăcuta, cel căruia El i-a vorbit în atâtea rânduri și ai plecat ca și cum ne-ai fi auzit. În această seară vă chem la Iisus Hristos, Mântuitor, să veniți și să spuneți, Doamne, alerg la Tine. Eu nu mai tac, eu vorbesc cu Tine.
Eu mă recunosc înaintea ta. Și spun în această seară, Doamne, conștiința mă apasă. Conștiința mă judecă, Doamne. Nu mă interesează cel din stânga, cel din dreapta. Nu mă interesează majoritatea. Mă interesează ce spune inima mea. Că sufletul meu mă doare. Că sufletul meu cere. Și vreau, Doamne, să vin, să stau de vorbă cu Tine. Drept ești Tu în judecățile Tale și vei face ce vei voi cu viața mea. Dar te rog în această seară, deschide larg porțile! Să intru și eu în harul. Mântuiește-ți sufletul! Răscumpără-mă, Doamne, sub stăpânirea celui rău! Străbută-mă, Doamne, în împărăția dragostei! Să fii aici împreună cu mine în această seară. Ne vom pocăi împreună în această seară și vom zice, Iisus Hristos, ești Mântuitorul sufletului meu, ești mântuirea mea, stânca mea, cetățuia mea. Aleluia! Orice suflet că mi-ai amorbit Dumnezeu, să nu mai taci, să nu te mai întorci, să pleci, să nu mă vinovat, și să fii în această seară, ci să te spui, Doamne, vreau să mă vreau să fii. Aleluia! Să-ți mulțumesc, să-ți mulțumesc,
să-i țin. Vreau să te laud, să-ți mulțumesc, ești în viața mea. Hristoase, nu te-a lăsat în viața noastră. Vreau să-ți spun că tu o mântuiești, că tu o ieri, că tu o iubești. Avem un ciudat obicei de a crede că odată botezați suntem mântuiți și indiferent de lucrurile pe care le facem, venim în biserică și suntem mântuiți. Dar eu vă întreb în această seară, dacă noi am făcut păcat cu voia, cum să mă mântuiți? Bine? Vom vedea o cântare care spune, cred în Dumnezeu ca ta, Iisus Hristos. Și în această seară aș vrea să spun următorul lucru. Pentru mine nu contează, dragul meu, ce-i cu tine și nici pentru Dumnezeu. Te întreb în numele acestui Mântuitor, pentru că arde sufletul în tine. Cine ești azi? Cine ești acum? Dacă cine ești azi și cine ești acum, nici ție nu-ți place. Nu trebuie să amuci, nici tu nu-i place. Și atunci ar trebui înseamnă să se spună, dacă eu nu mă plac, cum ai putea să mă placi tu? Dacă eu cu mintea mea slabă mă judec și nu mă găsesc bine, cum mă găsești tu? Și dacă așa stau lucrurile, îți pun o întrebare simplă. Ce cauți tu acolo pe scaun? Dar Dumnezeu din cer nu scrie în serață ce se întâmplă? Dumneavoastră credeți că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție așa a vorbelor în vânt? În această seară Dumnezeu din cer, Dumnezeu nostru eliberează. Dumnezeu nostru iartă și sfințește. Am o singură întrebare. Ce cauți tu acolo? Trebuie să fie aici în față. Iar pleci, iar taci, ca unul care e făptuit, poate neprihănirea. E o vorba, ai noștri ca braz. Care braz, Doamne? Că de mult suntem uscați. Eu nu spun decât un singur lucru. Cântăm această cântare care spune, cred în Dumnezeu ca Tată. Dar nu uita un lucru. Dacă l-ai pe Dumnezeu ca Tată, tu faci faptele lui Dumnezeu. Și ești copil de Dumnezeu. Și dacă nu le-ai făcut și nu le faci, tu nu mai stai acolo și vii aici. Pentru că nu poți cânta mințind. Și va trebui în această seară să cânti, spune-te adevărul, am dat de spus. Dumnezeu să lucreze, cum știe El. Și tu să-ți dai șansă vieții tale. Pentru că de tine depinde în această seară. Amin. Cred că mai este iertare. Aici, în seara asta. De aceea. Denis. Veniți, alergați, nu stați, veniți, să te uiți la fiecare dintre ei, Tată, să-i scrii cartea ta în această seară, în cartea ducerea mii. Nu să te uiți la fiecare dintre ei, că noi în această seară trebuie să plecăm liberi. Eu nu mai stau să mă gândesc la o mântuire pământească. Eu în această